Uite cum poți să ai bătăi de cap destul de mari cu mașina, mai ales pe timp de iarnă. Nu neapărat că ar fi vina ta și n-are importanță dacă mașina este nouă, veche, SH, retro, benzină, diesel, gaz, n-are importanță. Un prieten foarte bun de-al meu, care și el deține o Toyota Camry, s-a trezit cu această problemă. Problema cu care și eu m-aș fi putut confrunta și oricare dintre voi, se datorează cumva pentru simplu fapt că afară este frig. Șobolani. Deci, există șanse destul de mari și am cunoștințe destule care au pățit problema asta. Te poți trezi cu diverse animale pe la mașină și poți să le ucizi, respectiv poți să te trezești cu probleme grave la mașină, respectiv te poți trezi că îți ia foc mașina. Deci, acest capac de la motor, de la Camry, a fost rost de către un șobolan. Problema asta apare cel mai frecvent în momentul în care parchezi mașina pe timp de iarnă sau când afară este destul de frig. Dacă o parchezi în apropierea unei surse de mizerie, gunoaie sau într-o zonă unde sunt mulți șobolani. Deci dacă parchezi mașina, cum a făcut el, lângă o ghienă de gunoi, unde acolo mai sunt șobolani, în mod evident, și afară sunt minus 2 grade, vii cu mașina, o parchezi fix lângă ghiena de gunoi, de acolo o să vină un șobolan care va simți căldura de la motor și își va face loc, își va face un cuib fix pe motorul tău. Și când îi va fi frig, o să înceapă să roadă. Dacă vă uitați cu atenție la acest capac care a fost ros, șobolanul s-a suit pe capac, pe motor, i-a ros puțin și capitonajul de la capotă. Deci s-a suit pe capac cât a fost cald. Când a început să se răcească, el încă își mai dorea căldură. Și și-a dat el seama că sub acel capac este și mai cald, pentru că acolo era motorul propriu zis, direct pe metal. Și a început el să roadă pe acolo ca să ajungă mai repede la sursa de căldură. Din fericire pentru prietenul ăsta al meu, la mașina lui, nu i-a ros încă niciun fir. Dacă îți roade vreun fir esențial, te poți trezi că îți face scurt, pur și simplu să-ți distrugă izolația de la fire și tu pe acolo să ai parte de condens, de apă sau pur și simplu să atingi din greșeală acea zonă cu ceva, cu vreun lichid sau pur și simplu, dacă afară e prea multă umezeală, s-ar putea să te trezești cu un scurt circuit și să-ți ia mașina foc. Și nu doar șobolanii sunt problema aici, am cunoștințe care au prins la motor pisici. Pisică între curelele de la distribuție, la radiator, la ventilator, la mai știu eu pe unde s-a pus o pisică, când a pornit motorul, caput. Îmi pare rău dacă sunt pe aici iubitori de animale, și mie îmi pare rău de ele, și mie îmi plac animăluțele și maica mea are o pisică unde stăia la casă și mă duc și mă joc cu ea și mie îmi plac animalele, dar vis-a-vis de șobolani e problemă mare. Deci îți iei mașină nouă, tu o parchezi regulamentar într-un subteran sau pe loc de parcare cu acte în regulă și lângă, să zicem că trece un șobolan, vine la mașina ta, îți roade niște fire și îți ia mașina foc. Îți acoperă aceste daune casco, respectiv daunele care vin de la un șobolan. Să zicem că doar îți roade scaunele, doar îți roade chestii. Aceste daune sunt acoperite de casco. În orice caz, ca să evităm această problemă, indiferent cât de bine sau cât de prost sunt făcute mașinile actuale, o găurică mică, pe undeva sigur există, care îi oferă unui șobolan, unui șoricel, suficient spațiu ca să-și facă loc către motor. Soluția în acest caz este să parcăm în locuri cât mai ferite de șobolani, cât mai ferite de surse de mâncare și mai ales pe timp de iarnă. Se poate întâmpla și vara, dar acest fenomen e mai des, e mai frecvent întâlnit iarna. Pentru că afară e frig, șobolanul caută și el căldurică, mâncărică găsește la ghienă și căldurică găsește la tine la mașină. Da, deci evitați să parcați iarna în jurul tomberoanelor, în jurul ghienelor, în jurul locurilor unde este multă mâncare și vara evitați să parcați sub copaci pentru că vă treziți cu frunze, polen, drenaje înfundate, găinați de pasăre, vopsea alterată, sunt proprietar de Toyota, Toyota are vopsea nașpa, vă zic că aveam avut la Corolla o pată nasoală pe capotă de la o cioară care a mâncat stricat de la McDonald's. Foarte important, aparent, unde ne lăsăm mașinile.
Pentru că dacă nu cunoaștem aceste detalii, suntem victime. Eu nu parchez niciodată mașina lângă ghiene de gunoi. Am avut BMW-ul 523 parcat destul de aproape de ghienă, nu chiar lângă, dar la, nu știu, 10-15 metri, și a luat foc toată bucata aceea de colectare de hârtii. Un om al străzii a aruncat o țigară acolo, a luat foc, foc de 3 metri, pompieri, poliție, scandal, și au căzut din urma incendiului, au căzut pe mașina mea rămășițe, cenușă, frunze arse, etc. Dacă aveam mașina cu 5 metri mai aproape, riscam să-mi ia și mie foc mașina, respectiv să-mi distrugă vopseaua poate, sau lacul, sau eu știu. Așa că nu mi-aș parca niciodată mașina foarte aproape de ghienă, chiar dacă este singur loc de parcare. Hai să zici că ai o urgență, 5 minute, 10 minute, să zicem. Dar să las mașina peste noapte lângă o ghienă de gunoi aproape, cât foarte aproape de ea, exclus. Așa că dacă ai un loc de parcare aproape de ghiena de gunoi, mai ales dacă e un loc plătit, pentru că trec prin spatele blocurilor și văd că sunt locuri de parcare plătite, dar chiar și la mine unde locuiesc de fapt, e loc de parcare fix gard în gard cu ghiena, deci la atât distanță de ghienă. Deci cine își pune acolo mașina, cine are acolo loc de parcare plătit, cândva va fi victimă. Sunt foarte curios ce părere aveți voi despre toată treaba asta și sunt de asemenea foarte curios dacă e cineva care a pățit un astfel de eveniment. Pentru că doar din cunoștințele mele, cred că cel puțin 5-6 oameni pe care eu îi cunosc destul de bine au pățit ceva similar. Am două cunoștințe cu pisici, ăsta cu șobolanul, cu șobolanii, și dacă mai stau să mă mai gândesc, mai găsesc vreo 2-3 care au avut probleme cu animalele, în special cu șobolanii, la mașinile lor. Ne vedem în următoarele episoade.